uitați-vă, eu citesc din același articol în InPolitics și îmi dau seama că e greu la Chișinău. Grosu, care e șeful Parlamentului, da, zice așa. Grosu a recunoscut că rezultatele celor două campanii electorale din 20 octombrie au șocat autoritățile, care s-au confruntat cu o realitate dură. Grosu a recunoscut că a crezut ferm în toate sondajele de opinie publică pe care le-a plătit și care au prezentat o imagine mult mai optimistă înainte de alegeri. Da. Grosu, păi da, asta pe de-o parte. Păi tu ai făcut sondajele, Grosu numește asta o subestimare a ingeniozității grupului lui Șor. Domnule profesor, asta e o tâmpenie, o aberație. În momentul în care faci o cercetare, nu are ce să facă Șor la cercetarea asta. Nu poate să, ce poate să se cumpere pe aia care fac cercetarea sociologică, aia care fac sondajul? Toate sondajele, chiar și cele ale adversarilor, toate au dat aceeași prognoză. Bă, ale adversarilor era normal să dea prognoza asta, adică că putea să fie o chestie de să joace pe cartea asta. Am subestimat pericolul. Vedeți, chestia asta mi se pare că o pune pe Maia Sandu cu șansa a doua la alegerile de peste 10 zile. Toate declarațiile astea, toată campania care în continuare e în aceeași notă a agresivității, a da vina pe rușii, pe Șori, că au cumpărat voturi și așa mai departe. Asta în condițiile în care ei au organizat alegerile și referendum. Nimeni altcineva. Atât cât ei au guvernul, au parlamentul, au președinția, au toate institutele de forță. Nu există asta. Iertați-mă doar o secundă. Ce spune omul ăsta? De asta cred că Maia Sandu pleacă cu șansa a doua. Toate sondajele, chiar și cele ale adversarilor, toate au dat aceeași prognoză. Am subestimat pericolul. Ne-am lăsat păcăliți de datele sondajelor. Păi și acum nu o să fac alte sondaje, adică... Aceasta este greșeala noastră. Ne-am subestimat adversarul. Rusia este în spatele unui grup organizat care operează cu resurse pe care le-am subestimat. Rusia și-a aruncat întregul arsenal de intoxicare și propagandă în luptă. Lecția trebuie învățată. Glonțul ne-a șuierat pe lângă... Domnule profesor, domnule, am înțeles cu rușii. Da? Și să presupunem că așa este. Cu toate că rușii încep să fie de vină pentru toate. Nu știu dacă ați văzut declarația lui Mircea Joană, declarația lui Turcan, declarația lui Ciucă, invocă pentru alegerile din acest sfârșit de an din România tot participarea rușilor. Serios acum. E, totuși, România e un stat NATO. Și Nu, sigur că e un stat NATO. Dar și în Moldova, același lucru. Dacă spunem că rușii au pus, hai să facem să nu se mai întâmple să vorbim despre ruși. Eu când am vorbit când noi organizăm totul. Eu când am vorbit despre demisii, să știți că nu m-am gândit la România în special. M-am gândit în Chișinău. Păi da. Acolo trebuie să dispară. Niște oameni din jurul președinției trebuie nu să dispară. Nu dispare nimeni, stați liniștit. Dacă nu dispare iar nimeni, campania lor va fi în continuare. Vin rușii au cumpărat Șor, sute de mii de voturi, statul rus criminal ne-a furat alegerile. Vreau să spun, nu știu în ce măsură a fost valabilă. Nu am nicio îndoială că Șor a făcut ce a făcut. Nu am absolut nicio îndoială. Pentru spus că așa nimeni că n-a făcut asta. Și eu am mai spus asta. Cuvântul pe care Rusia a dat umanității este dezinformație. Deci rușii au făcut asta. Dar eu mă tem că văzând cât de ușor sau cât de bine le-a mers, o să încerce și mai abitir în turul al doilea. Bineînțeles. Problema este că un asemenea discurs de la Chișinău enervează și polarizează într-o măsură și mai mare. Asta ce spuneam mai devreme? Asta e problema. Haideți că și, s-a dus... Doar o singură propoziție vreau să... Singura mea, hai să zic așa, consolare, nu e că e bătălia internă din Republica Moldova. Eu nu sunt convins că în Republica Moldova bătălia va fi câștigată. Pentru că dacă oamenii ăștia nu învață să comunice un pic altfel și nu aduc lângă ei alți comunicatori decât ăia pe care publicul deja îi detestă, și vreau să știți mai bine decât mine, un om care nu are credibilitate poate să spună orice. Calea singură în ideea de a pierde alegerile. Că se duc într-acolo. Singura mea, hai să zic așa, notă optimistă aici, este că nu-mi imaginez cum se pune Occidentul la masa de negociere cu rușii, având pierdută politic Republica Moldova.
Și pentru asta, cred că efortul de sprijin a Republicii Moldova va fi suficient de puternic, inclusiv în diaspora, ca Republica Moldova să câștige aceste alegeri, sau ca doamna Maia Sandu să câștige alegeri. Și repet, n-am vorbit de demisii doar la București, am vorbit, sau la București în special, ci am vorbit de demisii la Chișinău. Acolo. Și încă aș vrea să mutăm discuția pe faptul că suntem în război și nu s-a terminat război. Sper că acest război să fie câștigat ca să ne putem pregăti de 2025, că de fapt asta va fi miza. Că asta este o bătălie, nu e niciun caz războiul. Și poate când va fi cazul ne întoarcem precum Israelul către Comisia de Evaluare Evenimentelor de la 7 octombrie. Suntem, din păcate, în această situație. Eu dau dreptate și sunt de acord cu argumentele care s-au vehiculat. Dar perspectiva, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie asta. Indiferent cât de dezamăgiți am fi. Poate pierde turul al doilea pentru că asta ar însemna închidem, punem frontiera și s-a terminat. Și dacă Republica Moldova mai vine cu asemenea argumente, eu dacă aș fi consilierul, nu mai veniți cu asemenea argumente. Că noi am încercat, dar am fost parți, am fost nimiciți, tot statul. Ce stat este, domnule, până la urmă? Cine are nevoie de el? Știți care a fost argumentul principal? În 2002, a reprezentantului oficial al Guvernului Republicii Moldova, la CEDO, pentru a argumenta interdicția Mitropoliei Basarabiei, a zis, domnule, Mitropolia Basarabiei, dacă se acceptă Mitropolia Basarabiei, statul Republica Moldova piere, nu mai există Republica. Și judecătorul s-a uitat la ei și zis, domnule, aici nu judecăm statul Republica Moldova și dacă piere sau nu piere. Aici e o chestiune de drept, de jurisdicție, de drept internațional. Dar zice, da, dacă ăsta e un stat care piere pentru că se înființează sau recunoaște o mitropolie, zice, ce stat aveți, domnule, dumneavoastră acolo? Așa se întâmplă și aici. Păi, domnule, dumneata, dacă vii cu instituțiile Schweizer, tu vrei să vii în Uniunea Europeană lângă mine cu instituții Schweizer, adică eu aduc un Schweizer în Uniunea Europeană în care rușii intră precum viermișorii. Vorba aia celebra lui Sorin Ovidiu Vântu, săracu. Întăriți-vă statul. Apropo de asta. Faceți-vă statul. Asta trebuie să facă. Acolo e cazul, faceți-vă statul. Aici de a reconstrui sau de a face statul, că e Schweizer. Dați-mi voie să prezint un sondaj comandat de Gândul. Ce spun bucureștenii despre scandalul planșeului de la Unirii? Să-l dăm și noi pe... Dă-l pe full, dă-l pe ecran. Lasă, acum că avem asta, nu mai știm să dăm pe ecran. Ce spun bucureștenii despre scandalul planșeului de la Unirii? Pentru că avem și noi probleme mari în România. E un pericol. Un sondaj Sociopol, realizat la comanda Gândul în perioada 16-22 octombrie, arată faptul că bucureștenii consideră planșeul de la Piața Unirii un pericol public. Iar în contextul scandalului ISCAT, încrederea cetățenilor capitalei în primarul general, Nicușor Dan, a început să se erodeze. În paralel, primarul sectorului 4, Daniel Băluț, a câștigat teren, iar repondenții îl plasează la nivel de încredere în imediată apropiere a edilului general, ceea ce constituie o mare surpriză, dat fiind suportul considerabil pe care Nicușor Dan îl primise nu demult din partea votanților la alegeri locale. Citiți dumneavoastră pe Gândul, pe site-ul Gândul, citiți întregul sondaj, care este foarte interesant. Mai spun doar atâta, 72% dintre respondenți consideră că planșeul trebuie reparat de urgență. Bine, numai Nicușor Dan, săracul, nu consideră. Și acum un sondaj comandat de Gândul, tot la Sociopol Mirel Palada, în care eu am încredere. Pe cine votează bucureștenii la prezidențiale și parlamentare? Deci e vorba despre bucureșteni. Marcel Ciolacu și PSD sunt pe primele locuri. Un sondaj Sociopol realizat la comanda Gândul între 16 și 22 octombrie 2024 arată că situația politică în București se conturează favorabil pentru Marcel Ciolacu. Dar haideți să vedem care sunt procentele. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri prezidențiale, 25% dintre bucureșteni ar vota pentru Marcel Ciolacu. Pe locul 2, Elena Lasconi cu 20%. Deci în București lucrurile stau cu totul altfel decât la nivel național. Și Mircea Joana independent cu 15%. Ciucă ar obține 14%, George Simion aur 10%, Cristian Diaconescu și Ludovic Orban ar primi câte 10%. Și respectiv 3%. Ludovic Orban, am văzut acum că a cântat foarte frumos la chitară. Și, mă rog, dânsul este un one-man show. În turul 2, deci vorbim despre bucureșteni. Încă o dată le spun celor care ne urmăresc.
Bucureștenii cred că Marcel Ciolacu ar câștiga o competiție strânsă cu Elena Lasconi, obținând 51% din voturi față de 49% pentru Elena Lasconi. Cu Ciucă 62-38, cu Simion 73% la 27%, și cu Mircea Joană, Marcel Ciolacu 52% și Mircea Joană 48%. Interesul bucureștinilor pentru alegerile prezidențiale pare să fie ridicat, cu 48% dintre respondenți, cum se zice, domnule, respondenți sau repondenți, că să folosesc ambele expresii, ambele cu variante, declarându-se foarte interesat și 31% destul de interesat. Asta ar însemna 43, domnule, ar însemna 79% dintre bucureșteni, 80% care merge la vot la prezidențiale, ceea ce e enorm. Nu știu, pe când am avut noi, din mai, din 20 mai, Duminica Orbului, n-am mai avut așa ceva. Bun, domnule profesor, am mai rămas câteva cuvinte. Ce să înțelegem din această, care e analiza dumneavoastră în legătură cu această întrunire BRICS din Kazan? Asta e subiect. Acesta e subiect, într-adevăr. Și e subiect, dacă dă puțin film înapoi, foarte multă lume a tot prognozat că BRICS-ul se destramă pentru că nu există un interes comun și că, de fapt, membrii ar fi ca pisicile care încearcă să fie puse într-un țarc. Nu reușești pentru că fiecare e cu agenda ei. E adevărat, dar nu ăsta este fundamentul pentru care BRICS-ul va exista. BRICS-ul va exista și există pentru două motive. Unu, pentru că e o decredibilizare a Occidentului la nivel global, care face ca lumea multipolară, ideea de lume multipolară să intre în mintea tuturor pregnant. Și atunci încep să-și găsească, ca să zic așa, un tip de adăpost, inclusiv, exact când simți că, mă rog, șeful mafiei nu mai e atât de puternic, te duci la alții. Îl respecti. Dar când te duci și negociezi cu el, tu ai un loc de negociere. Varianta cealaltă. Cum ziceau moldovenii, după ce am făcut conducta de gaz. E, acum altfel discutăm cu ruși. Adică nu era legătură că iau gaz de la noi, dar altfel discutăm cu ruși, ca o conductă cu românii, nu? Așa e și BRICS-ul. Doamne, văd cu Occidentul, nu mai stau numai cu ei, că acum am voie să mă mișc mai repede, că n-au ce să-mi facă, mă duc în BRICS și când discut cu Occidentul, spun, băi, stai puțin, nu-mi dau o palmă peste cap, nu-mi dau condiții. Că acum am unde să mă duc. Și mă joc cu alții. Că înainte când aveam unde, când erau... Aici e principal. Și toți s-au dus acolo. Toți se duc în BRICS, întăresc BRICS-ul, le convine. Că cu cât întăresc BRICS-ul, cu atât aș crește puterea de negociere. Chiar dacă BRICS-ul, deocamdată, formal vorbind, nu poate să facă multe. A doua chestiune. Dom'le, BRICS-ul nu poate să facă multe pentru că oamenii sunt diferiți între ei. Dar Uniunea Europeană, când a plecat la drum, aia se decimaseră metodic, sistematic. Și încet, încet s-au pus. Unul cu altul. Sigur, situația e diferită. Dar vreau să spun că nu e obligatoriu ca organizație în care interiorul arată nu foarte bine să nu se dezvolte. Cea mai teribilă veste de la BRICS acum a fost întâlnirea bilaterală Modi și președintele Chinei, premierul Indiei, se întâlnesc și își rezolvă încet, încet diferendum teritorial. Dom'le, asta e cea mai proastă veste pentru Occident. În momentul în care India și China își rezolvă problemele între ele, noi avem un problem mare cât India și China la un loc. Ați înțeles? Pentru că pe ce am sperat noi? BRICS-ul este... se luptă între ei, da. Dar care e cea mai mare luptă? Între India și China. Păi dacă nu mai e luptă între India și China, am încurcat. E complicat. 3. Sunt două tabere în BRICS. Erau până acum. Brazilia, India, care spuneau... Dom'le, BRICS nu e întretat împotriva nimănui. E o organizație. Adică teama lor să nu facă din BRICS o organizație antioccidentală. Ei s-au opus și la venirea Iranului în BRICS. Pentru că ziceau că, dom'le, nu putem să luăm toată axa răului în BRICS pentru că noi nu vrem să polarizăm. Vrem să stăm și cu Occidentul. Ei, și cealaltă tabără care spune că BRICS-ul trebuie să fie o contrapondere la Occident. Asta va fi bătălia din interiorul BRICS-ului. Dar nu pleacă nimeni de acolo. Nu pleacă nimeni de acolo pentru că puterea de negociere a non-Occidentului crește odată cu dimensiunea BRICS-ului. Și acum când a venit și a pus pe tavă președintele Putin, bursa cerealelor, bursa metalelor prețioase, pentru că și ăștia din BRICS au, moneda
mă rog, un sistem de plată specific BRICS-ului. O monedă. S-a vânturat o bancnotă pe acolo și șefa băncii ruse a zis că nu-mi place cum arată. Dar faptul că s-a vânturat, asta a fost semnalul pentru presă. Să ne facem propria monedă. E-bridge. Sunt de anumite sisteme financiare, nu vreau să intru în detalii, care acum vor să fie replicate de BRICS. Ce înseamnă asta, domnule? Că înseamnă că nimeni nu mai poate fi sancționat. Pentru că dacă ți se pun sancțiuni, te duci în BRICS. Și ai schimbat sistemul financiar și nu mai e sancționat. Deci, practic, puterea enormă a Occidentului, care în ultima vreme, ca să nu facă războaie, a început să pună foarte multe sancțiuni, acest instrument de putere îi va fi luat dacă BRICS-ul și-a în serios aceste probleme. Deci eu cred că la nivel instituțional BRICS rămâne cea mai mare provocare. Sigur că sunt probleme economice ale în China, sunt probleme economice peste tot, dar vreau să spun că la nivel strategic, cu neputințele lui actuale, este cea mai mare provocare de securitate, pentru că lumea simte mirosul, simte că sângerează vestul, simte multipolaritatea și își caută creșterea puterii de negociere. Nu spune că e împotriva Occidentului. Nu suntem împotriva Occidentului. Noi suntem cu Occidentul, dar suntem în altă organizație. Aici e marea provocare. Rușii au simțit asta, o construiesc, ei se pricep la... A venit secretarul general al ONU, a fost acolo. Ucrainienii s-au crispat, pentru că secretarul general al ONU nu s-a dus la summit de pace din Zurich, din Elveția, dar s-a dus la Kazan. Kazan, un oraș istoric, vechi, puternic. Și aflat între Est și Vest, între Volga, Europa și Asia, adică nu e... Unde și-a făcut școala Lenin și Tolstoi, al minter, la Universitatea din Kazan, veche de la începutul secolului, de acum două secole. Deci, ucrainienii s-au cabrat. Cum adică tu, ONU, șeful ONU, nu vii la summitul de pace din Elveția și vii la... Și argumentul celor de la ONU a fost, stai puțin, domnule, că acolo vorbim de 48% din populația planetei. Vorbim și în ceea ce privește... Deci, nu PIB-ul sau ceva. Eu spun, ONU așa. Deci, gândirea de la ONU, inclusiv ONU începe să... Stai, domnule, puțin, sunt jumate de planetă, mergem și la ea, mergem și... Relativizarea asta.